Începând din această noapte, de la ora 1, Complexul Energetic Hunedoara va opri din nou Grupul Energetic 4, sucursala Electrocentralei Paroșeni. Dacă până acum sistarea acesteia a durat câteva zile, de această dată beneficiarii racordați la termoficare vor rămâne fără agent termic până în ultima zi a acestei luni. Sistarea va afecta toți beneficiarii din municipiul Petroșani, sucursala Prest Serv Petroșani, Preparația Coroiești, dar și Societatea Națională de Închidere Mine Valea Jiului, SA, Mina Paroșeni. Termocentrala va relua furnizarea agentului termic către abonați doar în data de 30 octombrie, ceea ce înseamnă că populația va sta fără apă caldă la robinet timp de 20 de zile.